și bun găsit la știri. În timp ce conducea, unei femei s-a făcut rău și s-a izbit cu mașina de un gard. În urma accidentului aceasta a suferit leziuni grave și nu a mai putut fi salvată. În dimineața zilei de 22 octombrie, pe raza comunei Măciuca, în timp ce conducea unei șoferițe în vârstă de 43 de ani, i s-a făcut rău și a pierdut controlul asupra volanului. Autoturismul femeii a ieșit de pe șosea, lovind un gard de beton și o mașină parcată. Polițiștii rutieri din cadrul poliției orașului Bălcești au intervenit la un accident rutier petrecut în comuna Măciuca, satul Botoran, pe drumul național 67B. Din primele date, o șoferiță din Râmnicu Vâlcea, de 43 de ani, ar fi pierdut controlul volanului, făcându-i se rău, a părăsit partea carosabilă către dreapta și a intrat într-un gard și un autoturism parcat. La fața locului au sosit și echipajele de descarcerare și smurd ale ISU Vâlcea. Fiindcă femeia se afla în stare de inconștiență, s-au efectuat manevre de resuscitare. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor, victima accidentului nu a mai putut fi salvată. Impactului persoana în cauză a suferit multiple leziuni, fiind necesară acordarea de îngrijiri medicale. În urma acordării de îngrijiri medicale și a resuscitării acesteia, că era în stare de inconștiență, din păcate s-a declarat decesul. În continuare, poliția efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii acestui accident. Primăria municipiului Râmnicu-Vâlcea a demarat campania de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie pentru consumatorul vulnerabil. Ajutorul de încălzire se acordă în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, procentual prin raportare la o valoare de referință care nu poate fi mai mică de 250 de lei pe lună pentru gaze naturale, 500 de lei pe lună pentru energie electrică și 320 de lei pe lună pentru combustibili solizi și sau petrolieri. În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 de lei pe lună. În conformitate cu ceea ce s-a aprobat de curând prin norma metodologică, punem în aplicare legea 226/2021, care reglementează o serie de criterii privind acordarea acestor ajutoare. Pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței doar persoanele singure sau familiile care locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței. Realizează venituri de până la 1386 de lei per membru de familie în cazul familiei sau până la 2053 de lei în cazul persoanei singure. Că avem și venituri care sunt excluse de la luarea în calcul. Nu pot beneficia de aceste ajutoare persoanele care dețin unul dintre bunurile prevăzute în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței. Lista cuprinde clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu, autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole de prelucrat lemnul, depozite bancare mai mari de 3.000 de lei, etc. Formularele sunt puse la dispoziția solicitanților de către Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea, prin Direcția de Asistență Socială de pe strada General Magheru numărul 25 sau pot fi descărcate de pe site-ul primariavele.ro. Am luat formularele, acum am venit după mici întrebări, că la una a murit soțul, la una a murit și trebuie să știu cine scrie pe prima foaie, mortul cu nu. Nu înțeleg deloc. Am înțeles. Perfect. Mergeți că doamnele sunt acolo să vă ofere. Bine, mai am niște întrebări mai multe. Așa, informațiile. Bine. Ca să știu informațiile, să le dau fix. Că au venit proprietari în care spune să-i o semnez în alb și să-i dau hârtia. Și să-i o semnez eu și să pui ștampila. Nu. Căldurul neam. Unde sunteți racordată? La CET sau unde? Sunt în Traian. La bloc? La bloc, da. Anul trecut am putut un caz, vai de mama mea. Am făcut la asociație toate astea, hârtiile. Mi-am dus la asociație, am venit cu ele și aici și a zis că să mă duc la domnul Mănoiu, la asociație, și să-mi pun o parafă, cum am pus așa. Dânsul mi le-a ținut acolo și după 6 luni de zile m-am trezit că plăteam exact
scot la cot cu ceilalți. Până o persoană după scară mi-a zis, doamnă, dumneavoastră, nu sunteți acordată, zice, la căldură. Păi zic, de unde știți dumneavoastră? Zice, pe listă aici, să facem un semn la fiecare. Eu abar n-am avut. Când m-am dus, am dus să simt acte, tot ce trebuia completat, sunt tot formulare, contractul, decizii, toate. Când m-am dus la domnul Manoel, la asociație, zice că doamna Rodica, n-a spus contractul de apartament. Păi cum eram chiar atât de nebună? Și eu un colț jos, făceam un semn pe alea, că le-am făcut și acum, dacă vreți să vă arăt, uitați-le. Da. Uitați-vă aici, e 1, 2, 3, le-am numerotat. Da. Așa am făcut și anul trecut. Și m-a păcălit 6 luni de zile, am plătit cu la cot, cu oilanț, 100%. Nu am fost scăzut măcar cu 50 de bani. Din cauza numărului mare de formulare care trebuie completate, multe persoane greșesc sau omit informații care trebuie stipulate în cererile pentru încălzire, însă personalul Direcției de Asistență Socială este organizat în mai multe birouri, astfel încât nu se stă la rând, iar oamenii primesc consultanța necesară. Vrei să întreb, n-am știut să completez. Și v-au spus doamnele, mi-a semnat domnul unde trebuie să scriu și unde... Am înțeles. Da, bine, să fac copii după lumină, după factură, după cupoane, după... E de umblat. Bine. Nici nu câți bani sunt, dar umblu că, bă, sunt buni. Așa. Cât o fi? 3, 4, 5 milioane, cât? Ca să știe și administratorii asociațiilor de locatari sau de proprietari să îndrume și să sprijine familiile și persoanele singure din condominiu la completarea acestor formulare, să le pună chiar la dispoziție și, de ce nu, să-și pună și viza prin care conferă legalitate și credibilitate celor declarate prin acest formular. Acest formular se aduce la asociația de locatari, dacă locuim la bloc sau dacă locuim la casă, îl aducem direct la CIC, la noi, la primărie. Aceste formulare trebuie însoțite de mai multe documente din care să rezulte situația exactă a solicitantului. Factura de la furnizor, dacă acesta este altul decât CET-ul pentru încălzire, adică de la NG, de la gaz, să nu dau numele furnizorului, factura de la gaz sau de la energie electrică, pentru că sunt importante, puse în xerocopie, ca dovadă că titularul care cere ajutorul de încălzire este și titularul contractului cu furnizorul de energie, da? Depunerea cererilor declarații se face o singură dată, la începutul sezonului rece, noiembrie 2021-martie 2022. Un titular are dreptul legal la un singur ajutor de încălzire în funcție de tipul de încălzire a locuinței, energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri și la suplimentul de energie acordat cumulat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuință. Solicitarea acestor ajutoare se poate face pe tot parcursul sezonului rece, iar acordarea drepturilor cuvenite se face începând cu luna depunerii cererii, cu condiția ca aceasta să fie înregistrată până la data de 20 ale lunii. În campionatul celui de-al doilea eșalon al handbalului feminin românesc este înscrisă și echipa de junioare a Centrului Național de Excelență din Râmnicu-Vâlcea. După două rezultate de egalitate și o înfrângere la limită, handbalistele noastre au obținut două victorii consecutive și au urcat pe locul 6 în seria B. Cel de-al doilea eșalon al handbalului feminin românesc se derulează în acest sezon cu două serii care totalizează 25 de echipe, multe dintre acestea având ca țintă la final accederea în fazele care asigură promovarea în Liga Florilor. Nu este și cazul Centrului Național de Excelență Râmnicu-Vâlcea, echipă care este înscrisă în competiție pentru ca junioarele care alcătuiesc lotul pregătit de antrenorii Mia Rădoi, Ildico Cherecheș Barbu, Marius Dănuleț și Andreea Corban să fie
menținute în priza jocurilor oficiale. Întrecerea a ajuns la etapa cu numărul 5, rundă în cadrul căreia trupa centrului de excelență în echipament roșu a primit vizita formației Handball Club Harghita. Cu înfrângeri pe linie, oaspetele ocupau locul 13, ultimul din seria B, în timp ce junioarele din Vâlcea aveau o înfrângere și două rezultate de egalitate. A fost o primă repriză dominată de formația gazdă, care la pauză avea un avans de 7 goluri, 20-13. În actul secund, harghitencele au reușit să se apere ceva mai bine, motiv pentru care gazdele au câștigat repriza la numai 3 lungimi, astfel că la final s-au impus la 10 goluri diferență, 34-24. Au parafat această primă victorie a sezonului în divizia A Vanessa Predescu, Georgiana Mușat, Naomi Șovar, Bianca Neacșu, Beatrice Raicea, Beatrice Bordei, Bianca Enache, Georgiana Flutur, Patricia Mlecov, Maria Soroceanu, Alexandra Bălan, Adela Radu, Maria Alexandroiu, precum și portarii Daria Andrei, Mara Zaharia și Paula Emily. Pot să zic că a fost un meci relativ ușor, chiar de pregătire. Mă bucur pentru evoluția fetelor și a fost chiar frumos, m-am bucurat de meci și baftă în continuare. Ne bucurăm foarte mult că am câștigat, suntem destul de unite, după părerea mea. Am dat tot în teren și mă bucur foarte mult că am câștigat. Mă bucur foarte mult că am adus victoria la noi acasă, a fost un meci frumos și am fost foarte unite. Sunt foarte fericită că am câștigat. Ne bucurăm mult că am adus această victorie importantă la noi acasă și ne bucurăm, sperăm să avem cât mai multe victorii. Este foarte important că am câștigat, este o victorie muncită, împreună am avut un joc foarte colectiv și pot să spun că am fost unite toate și că jocul a fost extrem de bun și că suntem foarte fericiți pentru această primă victorie în divizie. Păi ne bucurăm că a fost un meci mai ușor și că am putut să repetăm ceea ce am făcut la antrenamente și că a fost un meci foarte colectiv și am putut să dăm toate la poartă. La mai puțin de 48 de ore de la acest succes, trupa Centrului Național de Excelență a obținut o nouă victorie în divizie. Vâlcencele au administrat un zdrobitor 38-24 echipei Tonic Oradea, chiar pe terenul bihorencelor, și au urcat pe locul 6 în clasamentul seriei B. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Antena 3 Vâlcea, urmează analiza zilei. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână minunat. La revedere!